stăm și mă întrebam, auzind atâta reverență față de Mendoza și plină, și o țară ca România care a fost de aici, Mircea Vulcănescu, care a venit aici, dar și Doroș de Primărină, Mărină, Nicu Stăniloae, sau Teatru Meridiane, transportat cam pe Triviană, dar și cum spune care a venit. O țară care s-a dezvoltat cu atâtea inteligențe formidabile, aceste coordonate, nu ar fi posibil, domnule academician, dar nu ar fi posibil să avem în aceeași programă școlară, și poate în același manual elemente de istorie și de teologie. Inferior, superior, ce se mai departe, ci sunt o chestiune de
opțiune a oamenilor. De pildă, în matriculat, este un punct de vedere, dar doar un punct de vedere, după care credința deviază etica sau morală. Există un alt punct de vedere, după care, din potrivă, morală deviază religia. Asta e punctul de vedere care a fost formulat de Kant când scrie Rami despre religie. Există și alte puncte de vedere, potrivit cărora există o religioasă morală și au existat de genere morale, în afară de etica asta deontologică, dacă e incantier, de unde sunt foarte influente astăzi eticile numite utilitariste, în care sensul moral al acțiunilor oamenilor sunt apreciat în funcție de consecințele acestor acțiuni pentru binele colectivității. Pentru ceea ce este cunoscut ca fiind binele colectivității. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, există o distinție clară între etică și religie, sublinind același timp că religia are o dimensiune etică fundamentală. Se pare că uneori, când îi vedem pe unii actori în scenele noastre actuale, vorbind de religie și exprimându-și aviziunea religioasă, deseori cu cuvinte mari și gesturi largi, se uită că proba adevăratei credințe religioase este purtarea în viața de fiecare zi. Și niciun fel de gesturi de mărinimie, participarea la ceremoniale, la procesiuni și așa mai departe, și alte gesturi de astea exterioare, nu pot să suplinească ceea ce e esențial pentru a deveni religiozitatea autentică a unei persoane. Adică, copiile de morală, în calitate. Și în sensul ăsta, eu zic că este bine ca etica și religia să fie alternativă. Și cred că există toate argumentele, este sigur, încă o dată o părere personală, dar cred că există toate argumentele pentru asta. Și asta vine în întâmpinare dorinței acelor părinți care vor la copii să primească o instrucție și educație religioasă de școală și în întâmpinare celorlalți care vor ca copii să primească o formație morală, așa, în școală, nu prin povețe, prin imperativ, interdicții sau recomandări sau porunci, așa mai departe, ci prin cunoașterea, într-o anumită măsură, a modului cum s-a gândit asupra îndatoririlor omului și asupra sensului relații oamenilor cu semenea, îndatoririlor în față de semeni, în marea reflexie etică a omenilor. De aceea zic eu că în această dispută continuă soluția cea mai bună este asta, ea corespunde de fapt și practicii din multe țări. Cred că cazul german. Dumneavoastră cunoașteți destul de bine lumea aceasta germană. Cunosc și eu un anumit de răspuns, am fost din fiecare fundație Humboldt. Așa. Da. Și vreau să vă spun, în Germania este așa. Sunt trei discipline în care se opun la o lege în clasele superioare. Dumneavoastră se privească poate în dreptate pe orașul. Nu se poate creda o disciplină la istoria copiilor. Copiilor. După părerea mea, o formație religioasă, autentică, nu poate fi propusă. Deci, poate va trebui să vedem și o catechizare.
este vorba de o anumită discernământ, de capacitate de gândire proprie ca să înțeleagă valorile religioase. Dar nu accentuez asupra acestui lucru. Mă întorc la sistemul german. Sistemul german prevede posibilitatea de a alege între religii. Religii? Etică. După părerea mea, eu aș, pentru România și pentru religie și etică, de ce? Pentru că filozofia se poate face parte din creație. Este sensul în care dumneavoastră vorbeați despre partea informativă și nu despre partea formativă. În filozofie există riscul ăsta și, de fapt, e calea cea mai comodă. De ce tu povestești elevilor ce au spus diversi filozofi? Formarea gândirii este un lucru mai dificil și e mai greu să găsești profesori care să facă lucrurile asta. Un profesor de etică însă este un om care trebuie să vorbească de la experiențele comune ale vieții și să copii exerciții de gândire. De ce este bine într-o anumită situație să optezi pentru una și nu pentru alta? Adică să educe acest mod de gândire într-o interacțiune bazată pe exprimarea foarte liberă a copiilor și asta este foarte important pentru a forma oameni într-o lume în care există foarte multe influențe care și presiuni care se exercită într-o altă direcție. Nu știu dacă mă veți întreba, altceva, dar eu aș vrea să provin de faptul, probabil că nu în afară de cei din sală. Și vă spun altceva care mi se pare foarte important. Am aici alături de profesor de religie. După părerea mea, ceea ce desparte lumea de astăzi, nu este despărțirea dintre cei care sunt credincioși, cei care sunt agnostici și ateni. Și ceea ce desparte lumea de azi este deosebirea între o cultură a valorilor umane și hedonismul. Asta este marea despărțire și marele conflict a epocii. Dacă dumneavoastră o să aveți ca oameni care propagă opoziția față de aceste tendințe, deci pozițiile religii creștine, în particular a religiei ortodoxe, dacă o să aveți alături oameni ca Immanuel Kant, ca Lev Tolstoi și alți oameni de felul ăsta, o să fiți mai puternici. Pentru că confruntarea este asta. Este cu consumismul, cu vulgaritatea, cu degradarea morală, cu violența, cu mizeria familiei și toate lucrurile astea. Asta trebuie să-i unească pe toți oamenii care au atașament față de valoarea demnității omenești. Iar chestiunea dacă unul are convingeri religioase sau nu are, această chestiune, după părerea mea, este secundar și oamenii care au și nu le au, trebuie să respecte reciproc. Eu am tot respectul pentru orice persoană care din motive religioase face. Tot respectul. Dar am tot respectul față de o persoană care nu din motive religioase față de asemenea mine. Și cred că asta este confruntarea reală. Iar dacă noi începem să asimilăm de pildă lipsa unei convingeri religioase cu amoralitatea și așa mai departe, cred că suntem nedrepti. Și
deschidem un front pe care n-am primit să-l deschidem.